Salutare! Bună seara! Bine v-am găsit la ediția specială de Crăciun a podcastului. Sărbători fericite, la mulți ani, Crăciun fericit! Așa, care sărbători fericite? Era să intru. Happy Festivus! Happy Festivus, da? Da, te gândeai la discuția... Pardon, te gândeai la discuția cu aia, cu sărbători fericite versus... Dar mai ales celor 666 de bravi subscriberi ai canalului nostru. Bine ați venit, mă, băieți. Țineți-o tot așa. Mai chemați și un prieten. Unu, ca să scăpăm de numărul ăsta. Imperfect. Hai, noroc. Hai să trec. Bun seara. Cling, cling. Gata. La mulți ani și vouă. Proiectul nostru e să o ducem mult și bine. Chestia asta să vedem când ne țin cu rele și pe noi. Nu știm starea de spirit care acu e că na, nu văd de ce nu ne ține. Da, trebuie mai împățit. Poate să apară motive de-astea de boală, de deces, Doamne ferește. Da. Așteptăm concurența trupa tânără și viguroasă. O așteptăm ca nemun. o să vină, sunt sigur, mai ales după Javier Milei. Păi nu, că trebuie să vină în română. Păi în română o să vină, da. Avie Milei, că are influență și în România. Nu cred, a strânit ceva. Cred că încep să apară știrile negative pe fondul ăsta, știi? Uite, Milei face nu știu ce. Da, am văzut, de că am văzut. Presa de stângă din afară, ăștia nu urăsc pe Milei. Da. Oricum nimeni n-are răbdare cu el. Toți zic că... Deci a făcut o chestie mică, vrea să fie ordine în țară. A... Păi, deci, nu... ia uitați ce face libertarianul vostru. Bine, mă. A fost un titlu recent legat de Javier Milei, Jonțul sau Pușcăria, legat de proteste, știi, împotriva măsurilor luate de el. Bine, aia pot spune că se zgâria aia cu ce nu-i bine să da, da, bine. Aia cu bătaii ajutoarele... Bine, o critică putea fi și ăsta care merg la proteste și nu știu ce ai scris pe internet sau al lui. Mă gândesc că un reproș putea fi că nu e suficient de... Inclusiv, știi, să tai la toată. Nu mai ajutoare, doar la... Da, păi e discriminatoriu, adică asta ai putea spune. Nu, da, deci dacă sap mai adânc în știre, îi lasă pe trotuar, dar să nu blocheze traficul. Asta era... Vezi cum au, exact, apropo de știrile false? Da, deci... Eu n-am mai stat, i-am crezut, dar uite, gata, a avut răbdare. Pentru că nu m-am dus pe ei, m-am dus la... Până să dilema, Buenos Aires Times, da, veche. Și acolo era mai mult text. A, ah, și la noi apare europenizate și... Seama, cine știe ce... Păi contează foarte mult de unde copiază. Nu știu, nu mai știu, parcă acum un an găsise, îi fusese expus Before Media, plase cu Google Translate articole întregi. Din... Da, da. Mă, bine, par mai proprie, ea, las că acum pun AI-ul să le scrie. Da, da. Ia textul ăla, traduce-l, rescrie-l, ca și cum l-aș fi scris. Uite, de la toate textele pe care le-am scris eu, rescrie-l în stilul meu. De fapt, face mișto de el, că folosește toate cuvintele cheie. Nici nu poți aduce argumentul ăsta. Frate ăsta antreprenor, dă-o ce vrea piața. Da, da, piața nu e leftistă. Românii nu sunt leftistă, ca să zic așa, știi. Deci nu pot spune cât era adaptezi. Da, ai putea duce argumentul ăsta pentru America, pentru Germania, pentru alții. Populația e leftistă și te adaptezi și tu, știi. Dar dacă românii nu sunt, chiar sunt? Tind să cred că nu prea sunt. Leftiști în sensul ăla de acțiune afirmativă, gen și minorități și toate chestiile astea. Nu? Poate de-aia mergi și în pierdere sau? Hm? Poate de-aia mergi și în pierdere, majoritatea. Bună întrebarea. Legate de bani. E prevăzut din ce trebuie. Poate tot timpul. Însă cred că mai au finanțează, și... Se finanțează, chiar dacă... Nu cred că din da, reclamă... Trebuie să te uiți la ponderea aia banii. Nu. Mi se zice bine că, uite, sunt gazetar cu experiență catalogă și... Adică mai știu cum funcționează un ziar, știi? Pe de altă parte, e clar că le găsești și chestii gen finanțat de nu știu ce. Da, da. Dacă da, finanțarea nu știu ce, e sute de mii, și din reclame... Nu valim. Ba invers. Că tocmai e mai înspre, așa. Dacă n-a fi murit Ceaușescu cu noi. Dacă n-a fi murit Ceaușescu în 2023,
În 2023? În 2023, da. Nu se știe. Dar mă rog, prelua altcineva de tipul lui conducerea României și n-ar fi avut revoluția. Cine, Iuliescu? Nu, cred că era servită pentru cine? Pentru Nicușor sau pentru Valentin, nu? Nu, dar vreau să întreb dacă schimbau podcasturi. Dacă tehnologia și iPhone-ul și toate astea erau, știi, pe, în afară. Erau podcasturi în România? Da. Ai podcasturi în China? România nu supraviețuia, da, ai. România nu supraviețuia pe prăbușirii URSS-ului. Ca enclavă comunistă separată. Tip Corea de Nord, să zicem. Tip Corea de Nord. Nu, nu se putea. Nu crezi? Nu. Bine, sau poate o vreme, dar până la urmă oamenii ziceau, auzi, afară. De altfel și strategia PSN-ului, da, frontul pește prăjit, care de fapt a fost cumva varianta groza reloaded. Ei au rămas pe socialism și n-au schimbat nimic până când a căzut URSS-ul. Când a căzut URSS-ul, dintr-o dată am avut și noi deschidere spre economia de piață. Da, dar zici că inteligența era mai... Adică aveai niște oameni care erau... Erau Hegliescu. Vrem socialism. Cățele, na, deci. Sau ăla bun, frumos, da. Da. Gen Perestroica sau... Păi Perestroica n-a funcționat nici în URSS. Perestroica ei era Madariu. Dar poate că ei vreau asta, FSN-ul. Nu cred. Eu cred că asta a fost o greșeală a dreptei să ne bage... Bine, a servit electoral, știi, să bușească PSD-ul. Dar eu chiar cred că Iliescu era modelul nordic. Nu cred că era o... Nu, Michel. What you see is what you get. Chiar asta credea, deci... Eu nu cred că era pe modelul nordic în sensul de un mediu de afaceri privat, proprietate privată în economie și taxare plus taxare mare plus redistribuție de venituri plus educație și sănătate de stat. Iliescu cred că și astăzi are regrete că a dezindustrializat economia, adică ba da. Nu era de ce. Era pragmatic. Deci lumea când îl acuză de conservatorism, să zicem așa, pe Iliescu, pe luna lui că aveai două opțiuni de schimbare. Terapia de șoc al Balcerovici, revoluționare, schimbare structurale și strategia graduală. Nu-i scos pe afară. Ai imediat, știi, și încerci gradual, privatizezi câte. Deci cred că argumentul Iliescu a fost pragmatic. Dar cred că direcția nu era. Eu cred că a făcut-o... Revoluție și reformă. Eu cred că a făcut-o, cum să zic, tras de mâini și de picioare, adică nu privatizările din România pe care le-a acceptat Iliescu. Deci asta e părerea mea despre el. Omul e inginer, nu e economist. Cred că ca mulți intelectuali cu viața petrecută la stat, era de părere că statul se ocupă cel mai bine de toate. Da, ți-a acceptat pe hidroenergie, pe nu știu ce, dar nu ți-a acceptat. Da, și... Ba, eu cred că... Chiar și telefoane? Sau eu cred că mult. Tot. Și APA, adică mult mai mult decât modelul și nostru. Și APA ca și... Eu așa sunt de părere. Asta e părerea pe care mi-am făcut-o eu despre Iliescu. Da, dar e posibil să nu fie atât de multe, știi? Mai mult. Uite, când vorbim de Simion, trepăcutare, mă, tu crezi că va face... Ce va face Simion? Te va naționaliza, Andrage. Va naționaliza? Da, va... Nu ai să zici că va naționaliza două, trei chestii. Nu ai să zici că... Va colectiviza mijloacea de producție. La fel și cu Iliescu. Pot spune că față de modelul nordic, da, era mai comunist. Mai ținea câteva chestii. Dar tendința generală așa lui era. Să privatizăm, să... Adică era social-democrat. Social-democrat obișnuită. Ia, o să rămânânce fiații... Dai mai sensibil. Mii de ani. Doar puteți să discutați în limba. Se făcea că noi între timp ne gândeam că ai întrebat-o mai devreme, Gabi, păi și ce ar fi fost dacă mai era comunism? Sau cum ai întrebat? Da, dacă Ceaușescu sau Eu cred că la cât de mult le plăcea... Eram în noi.
La cât de mult îi plăcea de China, cred că ar fi fost mai ca China. Cu European flavor. Da, e posibil. Adică, oarecum cum a fost Iugoslavia într-o vreme de puteau să ducă să lucreze. Chiar și China e un progres, asta e... Argumentul liberal. Chiar și China e un progres, asta de ce a fost nebunie. E. Totuși, în același timp, vezi, crește binele, dar am impresia că crește și rău. Poate că toate se echilibrează. Cresc exigențele. Puneai să fim comunism. Dau tehnologie. Dacă noi suntem acum comunism, îți dai seama faptul că există un chioșc privat cu patron? Aolo, e da în lumină. În timp ce acum, fiind mai respirabil și pretențiile noastre, ia să plusăm și cu abolirea statului sau cu chestii mai... Cred că pretențiile noastre sunt mai... Eu cred că pretențiile noastre sunt prea nerăbdătoare, să zice. Deci mi se pare că diverse lucruri ușor, ușor, foarte ușor se întâmplă. Totuși noi zicem, păi hai... E normal. Mai prindem și noi. Deci dacă vrei să o iei sănătos, sănătos, și mai ales din cauza percepției în vest, investițiile străine încă nu sunt chiar așa de mari în față de alte țări din jurul nostru. Trebuie să așteptăm să se acumuleze capital. Pur și simplu. Bine, dar eu cred că putem să așteptăm mult și bine dacă trăiești cu aceleași reglementări, nu o să vină. Chiar și cu reglementări mari, se strânge mai încet, dar da. De tot se strânge, se strânge scrugiuri din astea, cum e... Cuzi, mă, chiar al cartea aia. Da, wow. Dacă o luăm așa, să zicem, that was, transitional art. That was smooth. Da, suntem prea consumatori noi ăștia românii, știi? Nu avem... Pretențiile noastre, gândește-te că după Revoluție, ăștia care se duceau la turci, că luau canadiene de alea sau așa, păstrau sticla de Coca-Cola, știi? După ce bea, o păstrat. Ăsta era nivelul. Da. E și aia o... Acum ești mai exigent, ești... lumea nu mai păstrează. Acum le aruncă pe stradă. Da. Ții una care să bea apă, dar nu la modul ăla, știi? O, putem să refolosești sticla, e la mijloc de producție. Era un simbol. Da. Plus că e și o chestie de reducere. Uite, vrei să trecem la libertarianism? Păi, doamnă, că vrei să trecem mai repede, știi? Nu? E mai bine mai repede decât mai încet, știi? Vrei să reduci costurile, știi? Plus că dacă e o chestie dezirabilă, de ce să ne ajungem mai bine la chestia aia bună, știi? Da, na, lumea se mișcă. Că cum se mișcă? Adică greu. Da, greu. Știi că am mai găsit noi observația asta, că poate că nu e complet rău că se mișcă greu. Dacă te-ai mișca prea repede într-o direcție proastă, apuși să-ți dai seama. E așa, hai să evoluăm, dar nici să nu ne ducem ca berbecii. Mă rog. Da, internalizarea unor idei ți-a, ca să citești manifestul libertarian, ți-a unic. Nu e chiar așa. Dacă să înțelegi toate implicațiile, ți-a cel puțin 10 ani. Da, mai trebuie să te gândești ca greie aia. Ca să fie 10 avansat. Ani m-am gândit la chestia asta. Ca să fie avansat, dacă să prinzi viziunea, nu. Probleme n-ai cere. Dar problema e că lumea nu. Nu știu, uite, eu mi-aduc două fraze, că... cum ai putea să rezumi libertarianismul? Nu agresa, mai mult. Am mai zis Costel odată. Da, okay. Ce ai zis? Caut adevărul și nu... Cum era? Că l-ai pus în... Da. Nu, libertarianismul e... Na, e... O parte este non-aggression principle, o parte e la altă partea privată. Da, știu la ce te referi. Costel a zis așa, libertarienii pun două întrebări. Unu, e adevărat. Doi, e drept. Da. E moral. Libertarianismul tău e despre dreptate. Da. Construit în jurul... Libertății. Libertate e valoarea. Libertate care se reduce, uite... Libertatea tot a fost definită de mii de ani, știi, dar... După Rothbard, libertatea e același cu proprietatea. Dacă e respect dreptul de proprietate. Aia e. Deci nu e nimic. Misterios. Un om e liber dacă îi se respectă dreptul de proprietate. Dacă îl furi, îl lovești, îl nu știu ce, nu, nu e un om liber. E un atribut al unui individ. Libertate. Despre niște indivizi, spune că sunt liberi. Societatea formată în acei indivizi e și ea liberă, știi, dar ea sunt liberi. Mă
Auzi, și pentru toți oamenii care vor și chestii pozitive, dar zim ce să fac, uite, vă zicem, eu nu zic iubește-te aproapele, că poate e un nenorocit vecinul. Vă să zici respectă proprietatea. Nu, ce să faci? Respectă proprietatea vecinului, începând cu spațiul lui personal, corpul lui și toate bunurile, accesorii, să le numim așa. După ce ai toate lucrurile astea, vezi, chiar te mai ceri cu el, te-a păcălit, păi avem tehnologie acum, o să ai dovezi că te-a păcălit. Pare puțin, deci o critică la libertarianie, da, dar de ce nu spune și... De ce nu-ți bagă și în traistă? Să-mi dea recomandări mai generale, știi, privind stilul meu de viață. Trebuie să cred în Dumnezeu, libertatea nu se pronunță în niciun fel. Când trebuie să țin Crăciunul? Pe stil vechi sau pe care poziția? Nu e niciuna, nu există poziție libertariană. Deci omul vrea mai mult. E prea puțin. Ok, fă tu puținul ăla. Pentru că puținul ăla înseamnă abolirea statului. Iar asta nu o să obții prea curând. Că statul trește din taxare, deci e agresiv. Țin în două mari feluri, prin taxare. Deci prin pur și faptul că e un monopol. Interzice competitorii pe același teritoriu. Deci e puțin, dar de fapt nu prea e puțin. Cum e aia? Domnule Politețe, fă tu puțin ăla. Fă, dacă ți se pare așa puțin. Să vezi că nu. Și nu, ai adversari, ai grupul de interes, ai politicieni, ai... Media, deci ai balauri. Ai... Așa cum... Milei. Unul, să vedem cât de tare este ca om, că toți suntem oameni, natura umană, cine știe ce îi se întâmplă, poate mănâncă ceva prea dulce. Pe de o parte, pe de altă parte, are de luptat cu balauri mulți și mari. Și lumea zice, bă, ia să vedem ce face. Păi, cum vrei să facă? Tu, dacă te las eu pe tine singur, acest critic al lui Milei, de exemplu, dacă te las eu pe tine singur, nu te ajută nimeni și toată lumea stă și să uite, ia să vedem ce faci. Să descurcă? Nu să descurcă nimeni. Toți trebuie să conlucreze. Păi da, știi, vezi că ați ajuns la ideea noastră, trebuie conlucrare. Da, păi da. Trebuie conlucrare. Voluntară. Bașca că voluntară. Da, și, păi și nu se înțelege cu ăilalți. Vedeți? Deci nu există nimic adevărat acolo. E numai ce poți să te înțelegi cu ălălalt. Alea sunt... L-a votat lumea. Da. E bine că are... E un început. Are sprijin, și... Dar tot vorbim de începuturi. Ați dat like? Cum n-ați dat like până acum? Puneți mâna și dați like. Eu fi de subscribe. Eu mai... E o formă de commitment mai... Pus că scap de 666 ani. Numărul imperfect. Ce, e greu când ești... Când ești într-o băieție minoritate, e greu, știi, să scoți capul. E greu, deci e ușor să fii... Chiar și aurist e ușor să fii. Pentru că e clar că ai un segment în România sau în lume, știi? Acasă nu te simți singur. De mare, da, nu te simți singur. Da, niște că te simți ca acasă. Ca să nu mai zic. Sau social-democrat, că social-democrat e și șoșoacă, e și drulă, știi? Ambii sunt social-democrați. Ce? N-ai probleme de singurătate, știi? Adică e ușor să, nu știu, când citești o carte, este... Să-ți imaginezi că eu semăn cu tare personaj și alta e să pui chiar în practică, știi? În viața ta să faci chestia asta. Și... Nu e. O să vezi că nu, e mai comod. Alte drumuri sunt mult mai comod. Și cum am mai vorbit noi mai demult, s-ar putea să nu fie de ajuns să-ți propui să faci cu tare lucru. S-ar putea să fii într-un moment așa de încărcat de bagaj de trecut, încât să trebuiască făcută multă, multă curățenie ca să poți să încerci să începi să pretinzi că ai putea să faci lucruri bune. Adică dezordine și rău e într-un fel stare naturală. Ca să faci bine, să construiești, e mai... Uite, când s-au luat, nu știu, leftist, care e rezistența, știi? Resistance, I'm the resistance.
Și el zicea, mă, nu stop cred, resisting, eu stop nu resisting. Cred că tu pe vremea scalei ai fi fost în bărbat. Sunt sigur că n-ai fi fost. Sunt sigur că n-ai fi fost. Patapievici avea o... Ce înseamnă că tu ești resistance? Deci tu susții niște idei cu care sunt de acord. Statul, birocrația, corporațiile, mediul academic, rețele sociale, deci tot ce înseamnă oameni cu bani și putere, tu ești, ce ești? The resistance. Ești rezistența, știi? Într-un fel ești rezistența, că vrei să conservi status quo. Sensul lor e altul, știi? E Trump rezistența era... la schimbare, da? Da, da. Trump era agresorul naziștii. Blocau. Patapievici în politice zicea că, dom'le, tu să zicem, ești în afara unui sistem sau vrei să schimbi un sistem care e murdar și nu poți să-l schimbi dacă nu te duci în mijlocul sistemului, roi acolo, te murdărești și tu, ca să discuți pe ea din mocerbă. Dar și Javier Milei, știi? Nu cred că e nevoie. Ai o care din da. Interior, da, ai. Trebuie văzut punctual ce avea el în vedere, știi, dar nu... Poți încerca și din afară, știi. Argumentul contra e că na, uite ce zicea și Alexandru, te-ai corupt de asta. E... Faci compromisuri. Din interior, da, faci. Bine, asta dacă reușești să treci peste observațiile pe care le faci repede. Deci, tu zici, hai să schimb ceva. De unde? Din interior. Intri acolo, eu cred că te lovește repede mirosul. Dacă ai fi ca tu tare, mai rămâi. Dar ce ați zis și voi, probabil unu, ori îți place dinamica respectivă, să zicem, ori te obișnuiești și nu-ți mai dai seama că care-i mirosul. Poți să spui și altă ideea. Dom'le, pentru adică idealul, trebuie să fiu un fel de om, asta era toată ideea. Pentru idealul meu, mă bagă mocirlă. Și asta este super. Ca un erou, nu zici, fii atent. Da, corupție, apropo de corupție. Deci e clar că financiar, mișcarea libertariană în România e vars. Nu doar. România în Europa. Praf. Să zicem că ajungi pe un post gay, ia să-i 1 milion de euro mișcarea de la indivizii. Umbrărescu și să-i dau la libertarieni. Cred că așa începe treptele alea, știi? Ia să mai iau nu știu ce și tot așa. Păi ui și de libertarieni, ui. În câțiva ani. Hai, mai dă-i dracu, nebuni. Da, într-un fel, mai e o chestie. Te gândești alte mișcări care au avut succes pe lume, nu... Ok, nu toate. Deci dacă te uiți la lucruri din piață, da, îți trebuie bani, marketing, ok. Totuși, ai avut lucruri pe care le-au dorit oamenii și a fost un om simplu care a făcut un cântec și chestia asta a schimbat, a declanșat o... mișcare în populație și i-a trebuit bani. Bine, ok, i-a trebuit platformă, că internet, whatever. Da. Dar asta e doar o condiție pentru viteză la care ne așteptăm astăzi. Ne așteptăm ca lucrurile să miște repede. Totuși și pe vremuri. Ai auzit cea cântată la nu. Să mișca mai greu. Dar tot aflau oamenii când își doresc chestia asta. Așa e muncă, așa e muncă. Trebuie să te gândești, știi? Nu, dar argumentul e că uneori oamenii ăștia care nimeresc câte o chestie, poate nu și-au stors creierii. Ok, poate, apropo de talent și de ce iese, ar putea ca ei să fi muncit toată viața ca să aibă aptitudinile necesare să poată să transmită mesajul ăla. Și după aia mesajul ăla doar i-a venit. Dar 99% a fost... Să respirați. Da. De ce se certă ăștia cu creativitatea? Cât e context, cât e... Asta pe de o parte. Pe de altă parte... Noi ne facem treaba să vorbim pentru când socoace. Tu ai cântece revoluționare, să facem așa un fel de exemplu. La un moment dat, cine a pornit cu tare mișcare? Păi a fost cu tare cântec în care unul zicea nu se mai poate așa cu împilarea și exploatarea. Ok, și s-a întâmplat ceva. De ce? Că s-a copt în societate. Că mai avut cântece și până atunci. Și nu s-a întâmplat nimic. Că ceva nu se așezase. Nu prea ai să știi, uite, își creează identitatea. Nu ai atât de multe produse reușite. Uite, dacă te uiți la clipulețele alea cu Hayek, rapul ăla și nu știu ce. Nu mă omor după ele. Dar n-ai chestii de... Nu, e bine. Nu, e haios, dar eu nu sunt. Dar e, na, e...
trebuie să trebuie lucrat ca la orice. Partea asta de marketing, știi, să atragi lume. Da, așa cum dezvoltă orice chestie, știi. Plus că mai e o chestie. E greu pentru că, hai să mă gândeam la chestia. E greu pentru că lumea e destul de greu să învețe lecția asta. Adică ori se pare evident, nu agresa, da, normal, ori se pare evident, ori e atât de ascuns în spatele tuturor psihozelor, disonanțelor cognitive și nu știu ce, că nu ajunge până la ei. Adică secretul de succes... Nevroze, manie, obsesii... Secretul de a unui proiect cultural de succes este, domne, trebuie să ai o poveste care să rezoneze și ca să rezoneze trebuie ori să meargă pe ceva nostalgie, să rememorezi o lecție pe care o știai de mult și se pare că ai uitat-o și vai prin asociere ce bine era atunci. Proșile cu gustul deodată. Ori să meargă pe ideea asta, o lecție de învățat, o lecție pe care poate o intuiești, e aproape de tine, dar uite, îți explică într-o structură narrativă pe care poți să o urmărești și pac, face, te identifici, te poți identifica. Ori chestia asta, din punctul ăsta de vedere, da, libertarianismul e greu de împărtășit că lumea se împarte în două la el, ori, da, așa e, normal, e evident, nu trebuie să ne chinuim, ori, oricum, e greu de văzut. Mm-hmm. Și din păcate, chiar dacă există, uite, există tot felul de eforturi din astea să construiască și o cultură de comic book, cu voluntariști, cu supereroi, cu nu știu ce, nu trece. Nu trece, știi de ce cred că nu trece? Din cauza că într-o lume liberă, cu voluntariști, lucrurile merg strună, n-ai trama, poveștic. Poți să vinzi, o asemenea lume, numai că ea e greu de... Ea e greu de vândut, adică cum o lume în care toată lumea face ce trebuie? Păi mai avem povești din astea, avem raiul, avem comunismul, avem... Păi noi încolo tragem, da. Thank you, yes. Caracu. Uite, nu, are sens ce spune Vali, știi, cu nostalgia. Cu nostalgia, probleme că nu prea ai avut state liberale, știi? Nostalgia față de ce? Ai avut 2 săptămâni în America. Dacă ai avut. Deci eu tind să cred că dacă ei la bani mari, n-ai avut. Da. Nu, eu ziceam deci dacă ei pe definiții, nu ai avut. Găsești și un ANPC pe acolo. Cum le spune, structuri narrative de succes. Asta care poate să... Da, așa America nu poate fi. E adevărat. Așa America poate fi și cum să zicem noi așa de pretenții, eu stai că nu e răzbatea nici obligatea. Să spună, da, frate, stai, capitalism. America e capitalist. Există percepție. Fii atent, și asta poate fi o frână. Tu când vorbești cu un TFL sau cu nu știu ce, cu libertate, păi avem așa. Păi e contractul social, e nu știu ce, taxele sunt voluntare. Înțelegi? El crede că trăiește în lumea ideală pe care o de. O libertarianul se mistifică, frate, ăla... Și totuși are probleme. Deci el crede că trăiește... Asta e una dintre disonanțele cognitive. Da. El crede că trăiește în lumea aia, dar mamă, câte probleme sunt... Deci el crede... Da, dacă tu crezi că e valid contractul social, că taxele sunt voluntare și nu știu ce, păi asta vor și libertarienii, știi? Dar tu trebuie să-i spui, nu ești frate acolo, prostile, că nu așa arată un schimb voluntar. Uite, un schimb voluntar arată așa, adică, uite, interacțiunea cu ANAF nu e un schimb voluntar. Uite hârtia de turnesol, e. Na, nu s-a gândit. E și greu de cuantificat, de ți-am zis, de făcut chestiile astea fără să iasă ceva pricii. Uite, de exemplu, tu uiți la literatura lui Ayn Rand, da, s-a pus problema la un moment dat ca Atlas Shrugged să devină un film. În anii 70 și mamă, ce film era pregătit așa, deci că s-a făcut după asta e o altă poveste, dar în anii 70 ar fi fost produs de tipul care a făcut Nașu, erau angajați pentru rolurile principale Steve McQueen, Clint Eastwood, Alain Delon și Faye Dunaway, nu prea avea ce căuta pe acolo, dar la vremea respectivă era așa. Astea au fost discuții. Astea au fost discuțiile și Ayn Rand a spus că nu poate să cedeze, nu vrea să cedeze controlul asupra scenariului. Ultimul cuvânt de spus asupra scenariului. Mi se pare corect. Pentru că, ea vroia ca tot discursul lui John Gold să intre în film.
Ori discursul lui John Holt este un capitol întreg, da, și ăsta a fost și punctul de ruptură. E la american, cu practic, când vorbește la muncă. Domne, eu nu pot să ți-l pun pe tot în film, că e imposibil. Nu stă nimeni, pleacă. Uite, Valezi zicea și de absența bunelor practici. Nu e chiar așa, știi, când ziceam noi, domne, hai să vedem, deci ca să faci cum să înțeleagă ce ăla capitalism, trebuie să vorbește Bitcoin și de Ethereum. Nu, uite-te la peste drum, știi, la ăsta e capitalism. Practic un voluntar. Trebuie să sau să ne lăsăm noi de emisiune, să ne apucăm de antreprenoriat, să facem niște, poate nu ne pricepe, facem niște pufuri și așa arătăm prin acțiunile noastre și nu, n-are nicio treabă una cu alta. Și poți fi un antreprenor foarte bun, să fii un bou, știi, pe partea teoretică. Deci situația deci mie mi se de pare față, știi, situația existentă asta, știi, antreprenorii sunt niște băi în marea lor majoritate. Am văzut că să-l vorbeam noi mai devreme de covrigăriile care seara vând stocul la jumătate de preț. Mie mi se pare că esența pieței este negocierea, târguiala, mai ziceți voi niște sinonime. De, mi se pare că dacă ești lăsat să oferi și lăsat să ceri, oamenii la un moment dat te înțeleg pe că vor lucrul ăla și dacă îl vor, că la ce preț. Mm. Și asta e tot ce trebuie. Adică, hai să vedem, sunt reglementări. De ce înainte nu făceau? Nu voiau ei? Poate. Sau erau obligați prin nu știu ce legisluță că toată marfa să o arunce? Sau, I don't know. Ce nu s-a vândut? Problema că nici ei sunt culpabili. Că susțin agresiunea statului. Deci agresiunea statului pare la fel de legitimă cum pare pentru noi, nu știu, un răspuns, o sancțiune la o agresiune. Nu, dar într-adevăr dacă tu reglementezi, nu știu, păi să-și prindă la mâna, nu e bine să... Da, prea multă putere, am mai zis-o de 1000 de... Deci gândește-te că în ce hal au fost făcuți diverse categorii de privați, agenții ai statului. Deci statul zice, aici trebuie să ai neapărat cutare. Dar, o le fac eu ca stat, e piață. Ia luați voi și faceți nu știu ce. No. Nu știu, certificat energetic, să zicem. Cine le face? Numai unii care au trecut prin lecțiile pe care le dăm noi. Asta unul. Și după aia gândește-te, cine colectează TVA-ul? Toți privații colectează TVA. Dar ce știu agent al statului? După aia băncile te întreabă, da, de unde ai bani? Dar unde îi trimiți? Dar de ce trimiți așa mulți? Ce mă întreb tu chestiile astea? Nu știu cât... Nu, deci eu cred că destul de mulți. Deci eu cred că greșeala care se compune, compounding, este că oamenii au zis vrem să vină viitorul peste noi. Înainte să vină Cybertruck, oamenii au zis vrem mai mult, mai repede. Și au zis cum să facem chestia asta? Păi să dăm putere ăstuia să facă. Și ăsta și-a făcut puteri peste puteri peste puteri și cred că oamenii sunt copleșiți acum. Deci dacă îi întreb pe oamenii de rând, mă, vă place chestia asta? Și zic că nu, dar... Și pe bună dreptate, dar ce să fac? Mm. Deci sunt în urmă rău de tot. Deci, practic, sunt unii care stau... E ca în Hunger Games. Din punctul de vedere al reglementărilor și puterilor, sunt unii care stau în penthouse-uri, în zgârie nori și mănâncă numai, whatever, caviar, în ceafă, caviar pe ceafă, nu cred că e bun. Nu cred că e ceafă, am zis la mișto. Ceafă de caviar. Și sunt oameni care vânează cu arcul. Și îi întrebi, de ce nu te opui? Păi cum să mă opun? Și de aia au câștig de cauza toate filmele astea cu Labirintul, cu Hunger Games, cu mai zi tu. Sunt mici, David, nu? Care aruncă cu praștia și dă jos colosul și... Mă, că colosul ăla are cască, are puști, are... Da, tâmpit în așa fel încât el pare ca un... Apropo ăla cu rezistența, știi? Mm. I'm the resistance, știi? Deci statul dă impresia că el e un fel de David. Mm-hmm. Înțelegi? Da. Cine este răi? Nu știu, patroni, găsești. Da. Și el vine și copraște dintr-un uriaș, știi? Nu spune că el e doi Goliat, știi? El e Goliat, de fapt. El e agresorul. Deci, pentru că educația e de stat. Tu nu o să înveți cât vei fi la stat. Da, o să înveți chestii antitotalitarism, să zic. E posibil, nu știu, cu timpul. Nu, nici ales. Nu, uite la cât e valid pesimist.
Și totalitarismul să devină, știi? Păi nu e bine să ai ordung, știi, să ai ordine. Și asta zice, cum vrei să elimini o de-asta cât de mică? Păi și vrei junglă? Păi nu știu, inspectoratul pentru controlul cazanelor și instalațiilor de ridicat, nu trebuie, nu vrei junglă. Auzi, apropo de junglă, mă gândeam, stau și mă gândesc de ce vorbeam noi la un moment dat. Poate vorbeam în viitor, mă rog. Că în China a crescut, a intrat, legalizat, obligat opium și a crescut consumul. M-am gândit, păi șahmat, libertarienilor, nu ziceați că okay, nu erau toate celelalte la fel și poate că poate că erau nevoie sau poate doar a ieșit la lumină. Mă rog, asta unul. Dar ideea era, cum știi să verifici astăzi? Mă rog. Le lași și vezi. Îi numără pe apă stradă. Ca la pandemie, știi, să-i căzuți. Da. Câți drogați sunt la Oșan? 80. Trece acolo, mixtel. Hai să mai vorbim și de... un vers din internațională. Comunitate? Aoleu! Avem voie de Crăciun cu așa ceva? Hai! Un vers pe care, cel puțin în traducerea românească, nu l-am văzut. Doar în franceză. L'imposeigne le malheureux. Yeah. Dacă știți mai bine, ia că e Costel care știe franceză mult mai bine, dar al doilea. Trebuie să-mi pun ochelarii, că altfel Lampo. Citim noi. Lampo ce? E Lampo. Impozit. Dar sângerează și franceză. Denorociți. Impozit. Pe mizerabil. Ia sânge. Malere. Ia sânge, da, le. Îl face, îi face să sângereze pe cine fericit, ceva de genul. Pe cine fericit. Apropo de comuniști, că erau mai... Da. Comuniștii înainte de... instalarea comunismului pe lume. Considerau că statul prin... impozitele lui. Ia de la săraci și de la bogați. Deci este... pe dreptate strigătoare la cer. Ia uză, nimeriseră odată în viață comuniștii cu ceva. Da, e și. După aia cred că s-au trezit ei că totuși... taxarea e bună la ceva. Să stai așa că... Nu, asta se susține acum cu inflația. Am demonstrat-o, vedeți, toate episoadele alea. Uite, o posibilitate ar fi, de exemplu, în România, dacă tot vrei să scazi puterea statului, este să devii un Scrooge. Nu mai consumi nimic, nu încălzești deloc apartamentul iarna, mănânci o jumătate de filet de pâine pe zi. De acord, nu cred că scazi puterea statului. Și statul, statul își vede de treabă. De economiile, nu? N-are păi, nicio... Încă nu. A, ne apucăm de povestea de Crăciun? Nu știu, cum, dacă vreți. Hai! Ideea este că dacă... te sustragi din comerț, de obicei de aici aș trage statul la ora actuală cel mai mult veniturile. Deci gândește că... păi da, nu mai merge economia. Păi da, exact, nu mai merge nici economia. Da, da, ce-am făcut? Păi nu, că dacă e să... dacă te uiți prin jur, vezi pe unde e cartea al bloc? Așa. Uite, o să ne apucăm începând cu emisiunea următoare de cartea asta, dar în avans, ca să îl apărăm pe Scrooge. Deci dacă n-ați citit o poveste de Crăciun, îmi vine rușine, așa, să vă fie vouă, să vă vină vouă rușine. Alexandru se filmul. Simte acum că... măcar filmul. Am citit-o, dar nu mi-aduc aminte. Sunt vreo 8 ecranizări din 38, din... ești un serial prin 2020. Acolo, personajul de care vorbește Gabi mai devreme, Ebenezer Scrooge, e un zgârcit. Mai mult sau mai puțin, un zgârcit. E, tot la el face referire și în cartea asta despre care o să vorbim începând cu anul viitor.
Cartea se numește Pledoarii incomode, de Walter Block, scoasă la editura Mises în 2021. Dacă căutați episodul 85 din podcast, o să vedeți și când s-a lansat cartea, că am mai vorbit despre ea atunci. Așa, are un capitol care se numește Zgârcitul. Auzi, dar lasă-mă să te întrerup un pic. Știi că am avut noi odată discuția aia, în distinția între zgârcit și avar. Și părea că zgârcitul e ok, că doar caută să aibă... Tu mi-ai explicat că discutam simplu. Și ai zis că zgârcitul doar caută să-și optimizeze, pare că doar caută să-și optimizeze beneficiile pe ce a plătit, pe când avarul pare că își face rău și lui, adică nici pentru el nu cheltuiește. Da, e diferența asta de sens în limba română, de intensitatea zgârceniei. Mai bolnav, parcă da, da parcă da. Avarul e mai patologic decât zgârcenii. Păi Hagi Tudose, dacă îl compar cu ăsta, e mai bolnav Hagi Tudose. Deci Hagi Tudose nu mânca, efectiv, făcea foamea. Da, e nu, și Scrooge mânca puțin și necondimentat. Ecologic. Da, nesărat. Da, era ca un vegan de astăzi. Bun, și zice așa că zgârcitul nu și-a revenit niciodată din atacul în care a fost supus, la care a fost supus de Charles Dickens în O poveste de Crăciun, Olindu de Crăciun, tradus aici. Și toată ideea din spate la care făcea referire și Gabi, dar nu e adevărată, e una keynesianistă, aia că, domne, dacă nu se mai mișcă lucrurile în economie, nu se mișcă nici economia, dar nu rezultă. Deci el, într-adevăr, dacă nu mai mișcă banii prin economie, atunci nu o să mai plătească taxe. Statul nu mai poate să mai extragă TVA de pe consumul lui. But that's about it. Da. Că restul economiei funcționează dacă ai avea 5 milioane de Scrooge în România. Așa. O să vezi cum toate firmele care fac, să zicem, la ora actuală pâine, păi o să-și reducă producția la jumate, unele dau faliment. Posibil dacă ai avea 5 milioane. Dă-i seama. Cam asta e vorba despre ducerea unui viciu, să zicem, a zgârcinii la extrem, pentru că ți se pare societatea nedreaptă pentru a protesta, implementeze această chestie supra în sud. Așa. Non-violent. Așa. În exterior. Gandiesc, așa. Așa. Și statul o să începe să caute în alte părți surse de taxare. Se caută de ce ai strâns până acum. Câte lumânări aia prins nou de becuri. Păi și o să țină? Nu știu, să ajungem la spirala aia în care mănânc cu toții. Păi asta zic. Uite, ține minte aia în care el se apără, deci vin unii să-i ceară donații, că el zice că, păi da, dar plătesc taxe și... Păi da, uite, exact asta vreau să spun, că... Cum vi s-a portat părarea asta? Era foarte bună, mi se pentru, pare. Mie mi s-a părut foarte tare că pentru... De ce? Pentru că Dickens clar vrea să condamne, deși nu-și dă seama, el condamnă pe industriași sau pe ăștia din... zona de finance. Dacă Scrooge de fapt ce afaceri făcea el, cămătar. Exact, era un finanțator, un cămătar, dar pe bune, adică un om care dădea bani cu împrumut. O firmă de credit particular, că există și astăzi, da? IFN. Firmă de credit particular. IFN. Instituție financiară? Ok. Bancară. Ok, bun. Un fel de providență. Da, un fel de providență, un fel de, exact. Și... e clar că Dickens vrea să dea în bucă în partea asta a capitalismului, să-i scoată pe toți care se propune așa ceva, ca fiind fără inimă, ca fiind nu știu ce. Dar îi scapă penița și adevărul așa zboară printre, da? Deci aveam o problemă, săracii aveau o problemă, da? Și vin doi oameni care sunt... îndestulați, îi descrie ca fiind doi barosani. Scrooge inițial are senzația că sunt oameni veniți să facă o afacere. Arată ca și cum ar fi doi clienți de-ai lui, obișnuiți. Și vin doi oameni care să-i ceară o donație de Crăciun pentru o caritate privată. Dacă asta așa ne place nouă libertarienilor, cu caritatea privată. Deci, cumva există
acel și Scrooge îi spune, păi da, stai puțin, legea săracilor nu mai e în vigoare? Adică minimum wage-ul de stat nu mai e în vigoare? Libertariană acolo, da? Da? Zice, este în vigoare, deci nu e treaba mea că statul a zis deja că se ocupă de asta. Închisorile, un loc în care la vremea respectivă, tot așa, prin lege, erau puși săracii ca să le dea un acoperiș deasupra capului și să-i pună la muncă. Da? Închisorile și ce era acolo, morile nu mai există? Ba da, există. Păi atunci statul are aceste lucruri covered. Deci mie așa mi-a spus. Deci eu cu... Adică asta e, el reprezintă, fără să-și dea seama, punctul de vedere al omului de rând. Da, omul de rând zice, păi cum, sunt servicii sociale. Avem statul care face servicii sociale. A, da? Tu zici că socialistul își dă cu stângul în dreptul. A. Da, 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 da. Dickens de ce își dă de cu ce stângul nu, da, 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 de ce nu dă? Da. Și într-un final, el când se trezește din toată epopeea, îi caute pe ăia și le dă bani. Deci ajunge să financeze asta privată. Și un alt exemplu, tot așa, unde Dickens își dă, se driblează singur, este povestea petrecerii de Crăciun dată de Fezziwig. De vechiul maestru al lui Scrooge, la care a fost el prima oară ucenic, care era un industriaș, angaja o grămadă de oameni și de Crăciun dădea niște petreceri fără seamă, adică oprea lumea de la muncă și dădea și se luau băutură, mâncare, dans, distracție. El era tot un reprezentant al capitalismului, dar nu-și dă seama, adică Dickens nu e... A, laudă indirect, ăla, pe morcu. Se strecoară așa, pe lângă. E ca și să fie că mai fidel, știi? Nici cum poți să-l aperi? Poți să zici la prima chestie, păi, statul că să facă și el, săracu, face... Rezolvă și el. Nu. Tot e nevoie și de inițiativa care de parteneriatul la publicul. Asta cu statul spune, din cauza că voi privaților nu faceți suficient, trebuie să intervin eu pentru a fi suficient. Statul nu o să zică, voi dați-ne taxe pentru că o să fac și o treabă de mântuială. Nu, spune că va rezolva situația din societate. După ce îi dai bani, zice că nu o să ajunge. Da. A, și cum a spus domnul prim-ministru ungureanu, când s-a plimbat prin satele viscolite de zăpadă, îi vedea pe țăranii din satele respective cum stau în crâjmă și soldații care chemase din armată să dea la lopată și să libereze drumurile, nu făceau față. De-aia nu merge treaba în țara asta, că unii munci și unii stau și își beau strica de dimineață. Dar el cu taxele care le luase să-și dea... Drumurile sunt ale statului. Da, adică nu pentru asta am plătit dezăpezești drumurile. Adică, na, am mai vorbit chestia asta și când vorbeam de armată și de tot, că da, ok, plătim și armat profesionistă, plătim nu știu ce, dar când vine momentul, stai să vezi că mai trebuie. Mai dă și pielea de pe tine. Da. Dar Scrooge era fost proletar la început, n-a fost bogat din prima. Asta e alt rateu. El a fost toate, era și self-made man și... Da, cumva a fost exact. A fost la limite e și receptiv la... Eu mă gândeam că dacă spiritele, dacă nu putem vorbi de agresiune, știi, că ele convins prin amenințarea cu inițierea violenței. Este? Scrooge, să devină bun. Nu e convins prin nu e amenințare. Îi se spune că mori. Îi se spune că mori. Nu este evident că nu va muri în continuare. Problema lui Scrooge a fost cu felul în care este el, cum îi spune, cu felul în care este pomenit după. Și adică, tot e o amenințare cu inițierea asupra aurei. Păi dar nu e o amenințare, e a statement of fact. Practic, eu sunt de părere că peste un an Scrooge o să moară în continuare.
Dar el, fiind intrat în anul morții, are o schimbare de personalitate. Știi că se zicea, se zic chestiile astea, când începe cineva să aibă o schimbare bruscă de personalitate, nu mai duce mult. Adică a intrat în... Da. În vorba aceea. Că l-a amenințat oia spiritele alea și... Nu l-a amenințat nimeni. Nu e? Nu. Nu, de, sau că va fi rău de el. E ca la viața veșnică, dacă nu faci foarte. Da. Păi, diferența între abordarea socialistă cu amenințarea și abordarea creștină, unde ți-am spus odată... Cu 2000 de ani. Dacă da. Te scrieți, dacă nu, nu. Problema dumitale este insistența. Deci, okay. Prima oară nepotus. Ai venit la noi la masă de Crăciun să ne bucurăm unii de alții, știi? Asta zicea nu. Ăsta tot insista. Hai vino, hai vino, că o să ne distrăm, că nu mă interesează banii tăi, că nu știu ce, nu știu. Nu. Nu e așa. Deci așa? Spune, așa inițial așa. Vine să îl cheme de Crăciun la ei la masă. Da. Cruci zice că nu vrea să vină. Păi aia nepotul măcar încearcă să-i spună, dar măcar ține Crăciunul. Că nu, ok, am înțeles, nu vrei să fii parte din viața noastră, nu știu ce, dar măcar ține Crăciunul. Că e bine, și Scrooge atunci a început să obiecteze, dar de ce să țin Crăciunul, că nu știu ce. Și nepotul doar asta îi spune la final, doar îi zice că Merry Christmas de nu știu câte ori. Mi s-a părut o insistență la greboasă. Nu, la început asta e. Libertarienii au asta de, uite, iar ne încurcăm. Da. Și pe Mize Sor mai găsești articole pro, inclusiv cartea la care face referire Vali, un argument adus de bloc în favoarea lui era că îți crește puterea de cumpărare. Și faci tot ăsta și slujci când trag banii din piață, crește puterea de cumpărare. Uite, ăsta un efect bun neintenționat. Deci găsești la fel încerca și Gabi să ia apărarea. Nu știu, percepția mea e că e totuși un neam prost, știi? Are chestii de asta, știi, de... Bine, acum depinde, poți să te uiți la... Își mănâncă din curs sau nu știu. Apărările lui, deci libertarienii poate să spună așa, Cruj nu obligă pe nimeni, da? Are senzația că, adică salariul pe care îl are Bob Cratchit la el e salariul pe care îl merită, pentru că altfel și-ar găsi de muncă în altă parte. Și aici e un argument pe care noi l-am mai făcut cu altă ocazie și mi se pare că l-a făcut și, uite că nu mai știu acum dacă Rothbard sau Mises, cred că niciunul nici altul, cred că David Friedman. Nu! Hazlitt? Argumentul era în felul următor, dacă ai că prețurile produselor nu ar trebui să fie dependente de nevoile muncitorilor. Dacă ai un bărbat care are 5 copii și unul care n-are niciunul și amândoi fac pâine, da? Nu, pâinea e pâine, nu se justifică ca pâinea de la ăla, pâinea de la ăla cu 5 copii să fie mai scumpă. Da. Și mai departe, mai tare e faza că dacă spune, dacă cumva insistăm să facem așa, piața în sine se va selecționa astfel încât să cumpere pâine doar de la ăla cu un gop și ăla stă la altul de faliment. Adică nu o să-i, dacă el insistă să-și vândă pâinea mai scump, nu o să-i fie cumpărată. De ideea că el nu insistă că nu dă lumea. Nu. Exact. Deci nu se încurcă. Știi? Nu, dar eu mă gândesc că e ok. Strict libertarian, unii forțează argumentația spunând și păi da, și Scrooge din cămătar. Poate a finanțat și cercetări să-l vindece pe ăla. Chiar sunt, el îi spune, mi se pare când se ceartă cu Marley, spune care asta e, nu știu, pentru unii de-a mie asta mi-a rămas în cap de la O poveste de Crăciun. Deschizi cartea O poveste de Crăciun și prima frază este Marley era mort. Ok, e bun device-ul ca să te prindă. Așa, spuneam că el când se ceartă cu fantoma lui Marley... Balanța începe cu Nela Visa Vrăbi. Se apucă să îi spună de toți ăia care au profitat de pe urma afacerilor pe care le-au făcut. Adică e clar că ăia care au încheiat afaceri cu ei și au plătit împrumuturile sunt mai bine decât dacă nu le aveau. Da?
E același lucru da, și e condamnată... În sens larg, în care libertate morală, în sens larg, poți spune că e neam prost, adică. Dar până la de ce e neam prost? Păi asta e, ia zi tu, de ce e neam prost? Are bani și nu le donează. Stai că am iau notat eu niște lucruri care erau... Care nu mi-au plăcut la... Ia. În primul rând și în primul rând era bănuitor, ca și socialistul care vede tot timpul în orice bogătaș un exploatator. De exemplu, când copilul lui Bob, angajatului, era pe stradă și vedea de treaba lui, ăsta să nu cumva să-mi spui Merry Christmas. Deja era hărțuit cu Merry Christmas, Merry Christmas, și îl bănuiește pe ăla micul că o să-i zică și el. Păi o să-i ceară și bani. Nu avea nicio treabă, să-l aștept pe tatăl meu. Avea, cum îi spune, deci, PTSD ca Rambo. Mă rog, deci e o problemă, nu trebuia să aibă, de exemplu, chestia asta. La fel... Plus, ca să nu mai vorbim de faptul că... revină, țineți ideea. Ca să nu mai vorbim de faptul că Scrooge este pictat asta, adică dacă vrei să găsești simpatie pentru felul în care a ajuns, poți să găsești. Este copilul care e abandonat la orfelinat de părinții lui, a lăsat la internat, că tot e un cuvânt la modă, din păcate, în România. Nu știi? Da, nu mă interesează. Nu contează din... S-a prăbușit la un internat zidul. A, știu că s-a prăbușit, dar nu știu că era un internat. Au murit niște copii pe acolo. Da. Deci, e omul care a fost abuzat fix de Crăciun, de familia lui. Okay. Și poate să prindă să-i aduc aminte de lucruri neplăcute. Știi? Asta adică, apare în psihanalitică. Dacă ții minte din Ghost of Christmas Past, singurul Crăciun care e cât de cât bun pentru Scrooge este ăsta, legat de petrecerea de la Fezziwig și cu... cu fata aia. Da. Nu zic asta că nu e generos, faptul că stăteam frig. Hai da, așa, să vedem ce mai are Gabi. Faptul că a suferit în copilărie nu e nicio scuză. Eu nu-i găsesc scuze cu chestia. Deci toată lumea găsește scuze din copilărie. E o explicație, dar nu o scuză, nu? Sau cum? Deci nu trebuie să... Deci, să aduci în vedere, domne, să vezi că mă comport așa din cauza că nu știu ce am păzit eu în copilărie, știi? Nu, că nu... E o chestie de înțelegere, știi? Câtă vreme nu agresează... Astăzi discuții nu, pe pozitiv, dar de ce te porți așa? Chiar pentru dacă că... și agresează, îl face mai puțin vinovat. Da, da, nu, uite, nu l-a absolve de vină. Abuzat de taică-sul. Parcă e mai puțin vinovat decât unul care... Alege special. Care n-a trecut prin condițiile astea urâte. Da. Da, da, oricum nu l-a absolve de vină. Da. Hai să vedem și altele. Da. Calculul ăsta da, economic lasă. Așa funcționează capitalismul, fără calcul economic. nu e calcul economic din ăsta, e calculul ăsta de tip contabil, știi? Nu neapărat că își dă banii, nu știu, e măsoară la toți opșii în ora salariul la sânge, nu aprinde lumânarea sau nu pune nu face foc. Bune, nu face foc așa. Mi-aduce aminte de chestia asta a socialismului după nevoi. Dom'le, hai să nu trăim totuși în lux sau să fim cât de cât confortabil. Astea sunt nevoile noastre, eu dictez care sunt nevoile. Okay? Și deci, doi cartofi și o felie de ceapă e suficient. Da, dar nu e asta, mie mi se pare că nu e asta idealul comunist. Astea sunt doar niște fricțiuni inițiale până ajungi la paradisul ăla comunist. Mă rog, eu am trăit... Comuniștii promit bunăstare materială. În viitor, dar până atunci toată lumea după niște nevoi pe care le dictează cineva, știi? Uite cum era în filmul ăla chinezesc. Nu le dictează. Noi trecem la comuniști, tu te mai gândești la mâncare? Partea cu dictatul este scurtătura pe care a mers comunismul istoric, dar comunismul doctrinar nu dictează nimeni. E ba da, proletariat. Fiecare după... Proletariat. Ok, da, da, bine, aia... Știe nu, aia e literal, e. Am înțeles, numai că aia e imposibil de realizat. Adică e utopică în sensul de imposibil de realizat.
Calculul nevoilor, cine îl putea calcula la timpul comunismului? Știi, mea, era un dictat. Aveai cum să nu, ce făcea cetatea nu, teoretic. Faptul că deci, așa chitibușea din asta. N-aprinde lumânarea, nu băga cărbunele. Da, e enervant, dar era pe banii lui. Chiar dacă și dacă nu poți fi enervant. Iar dacă e pe banii lui. Gabi poate să-l judece, mă, și cu tine de ce face. Da, asta dacă e pe banii lui, da. Dar... așa se conduce la se drogează pe banii lui, asta înseamnă că nu poți să am o judecată de valoare. Da, exact. Domne, din aceste două cauze, bănuiala și chitibușăreala, pe Scruj l-am băgat la niște atribute, aceste două atribute sunt tipice socialiste. Și asta că nu e generos. Și cred că asta are în vedere și Dickens. Nu e generos, apoi fac, uite ce reproșează fantoma aia, că nu s-a căsătorit cu aia. Cu tipa da, aia. Da, da, da. Deci era o seara de bani. Și asta cu obsedat de bani nu era legat de faptul că murise verișoara aia lui? Da, da, vrea de să fi... oferă un viitor luminos când o să se... după ce considera că sunt mult, până că nu considera niciodată că sunt destui, știi? Cred că asta a fost problema. Mai degrabă asta ar fi drama lui Scrooge, că el poate să plece la drum. E o dramă pe care era destul de repetată în personajele din literatură. Asta că pleci la drum pentru bani, dar știind că banii sunt doar un mijloc pentru ceva și la un moment dat ajungi, banii devin un scop în sine. Și... asta e definiția var. Da. Asta e definiția var. Banii devin scop în sine, nu mai e. Deci Hagi Tudose are satisfacție că vede grămada aia, știi? Da, da, da. Până la urmă poți să analizezi orice poveste economic, financiar, contabilicește. Mă rog, eu cred că asta e o poveste despre nu vă lăsați pradă unor, mă rog, nu e o depresie, nu cred că e o nevroză. E un păcat, fiindcă... E o manie, să zicem. Da, e un păcat, care... faptul că sacrifică dragostea pentru... Nu, cred că sunt lucrurile. Faptul că stapă o dată de bani și el stă în frig, știi, sau... Nu, nu pare de da, de fapt, este cum era el, despre cum era el. Dar mai sunt acolo, de exemplu, personaje care muri de comunitate, adică și anume angajatul acela care considera că nu este plătit cât trebuie și nu încerca, frate, în altă parte, dar tot vorba era epoca industrială, toată lumea deschidea firme. Aveai startup-uri, nu ca cu atunci era... Stai acolo și îți mănânci ficații cu Scrooge. Nu te dai în altă parte dacă consideri că câștigi mai bine sau miriți mai mult în altă poate parte. Poate n-avei. Gândește-te că el lucra în finance. Deci la Scrooge. Un scriitor deci bun. Alternativă era tăiat de lemne și... Și Scrooge, vorba aia, nu era cineva ca... stabilit. Da? El pornise tot de jos. Deci, probabil că erau o grămadă care erau finanțatori pe acolo, banchieri mari care aveau nevoie de servicii contabile. Uite, e de liber de Crăciun, Scrooge. De liber. Singura zi din an era. Deci Hagi Tudose nu cred. În zilele noastre ar fi fost știre. Nu gestora de nimeni. Uite, de atunci, de la o zi pe an liberă, s-a ajuns anul ăsta, în 2023, la... Nu știu, acum. Toate, apar. Bine, da. Hagi Tudose ar fi dat să nu-i plătească alea suplimentare, știi? Da. Adică eu nu prea, n-aș așa prea mult, văd că Vali simpatizează cu direcția asta, că... apărării lui, chiar dacă da, sunt subtile apărările, veșea lui Bloc și altora, știi? Cu asta nou la care m-am gândit, eu era asta cu agresiunea. Dom'le, nu e o agresiune, nu el cedează la spiritele, nu. Deci eu... Nu la amenință cumva. Nu la amenință, este... dar... Este. O amenințare, da. Eu aș spune că tot un punct... Sens libertarian, mutația lui e. Un punct la care am putea să ne uităm sunt copiii fantomei Crăciunului prezent, care mi se pare că vin așa din cu totul altă poveste. Deci e o poveste despre Scrooge, e o poveste despre cum lumea se distrează în absența lui, da, la Crăciunul prezent. Adică mi se pare că se duce, unde se duce? Se duce la închisori prima oară,
După aia se duce la petrecerea de la nepoțul, unde e menționat cu ura, ai putea spune, și nepotăsul e ăla care îi ține, îi ia apărarea, da. Iar indiferent de ce, nepotăsul fiind copilul surorii care murise, despre care, care îl era, deci e practic, e legătura aia, el, Scrooge, la un moment dat spune că ea era singura care a ținut la el și care credea în el, sorsa care a murit. Și vezi că nepotăsul astăzi încă îl apără în fața familiei care vrea să-l vadă duș și ras. Și după aia se duce la Bob Cratchit, unde inclusiv Cratchit, angajatul, îl pomenește în toastul de Crăciun, pentru că fără el nu se putea. Da. Deci și astea sunt lucruri care sunt oarecum și scapă. Dar lumea are motive să-l pomenească și de bine, nu numai de rău. Da, dar nu cred că ăștia care fac scenarii de film interpretează așa. Cred că interpretează că erau aia buni. Da, nu că el livra... Da, nu, eu din nou, eu nu spun altceva decât faptul că câteodată în opera unui scriitor care e foarte bun caracterizat ori rămână... de personaje, scapă chestii care, să zicem, că nu sunt neapărat în linie cu direcția pe care vrea să o impună. Da, ca scriitor, știi, ai niște, zicem, modalități de a duce la capăt un caracter sau de a încheia într-un anumit fel cartea, știi? Zicem că putea să continue linia negativă asupra lui Scrooge sau... Mă rog, diverse alte chestii, dar lui nu este prea realist, știi? Trebuie să mă apropii, să fie o chestie reală, să pară ceva, totuși nu vorbesc ca aiurea în tramvai aici. Așa mă gândesc că ar face un scriitor, adevărat. Și facă chestii astea care, odată publicate, știi, la opera... Dar emoționează lumea, emoționează, știi, că da. Se devine... le dă lor... Uite, așa a fost și Steinhardt vorbea de finalul de la Scrisoare pierdută. Ați arată ce e posibil asta. Da. Ar fi. Și la final, dacă știți, este o masă mare întinsă și toată lumea se ocupă cu toată lumea. Da, da. Și după ce s-au înjurat, după ce nu vreau să se mai vadă în ochi unul cu altul, știi, pe acolo, unde se întâmplă lucrurile astea, știi? Cum, de ce, ca să avem cu a forțat așa finalul, știi? Era o comunitate. Nu, și Steinhardt zice, domne, așa era românii. Ne băcărim, dar a sfârșit când e masa întinsă și cu așa le iertăm, le zicem, lasă. Ce-a hai fost? Că ai fost obraznic, da, te-am iertat. Da, era. Da. Hai, nu vreau să te pup, ai venit o voce. Ce faze de astea, știi? Da. Păi, nu știu, l-am cam... Vrei să zici ceva și de cealaltă? Da, dar ziceam înainte de asta să termin cu copiii, că e o chestie pe care Dickens o inserează acolo, dar nu aprofundează foarte mult. Copiii ăia, doi orfani pe care se ascundeau sub trenciu fantomei Crăciunului prezent, erau lăcomia, parcă, și ignoranța. Și spune fantoma că fix cauzele socialismului. Pe de o parte, da, exact. Și îmi place că fantoma spune că asta, lăcomia, fata, e rea, dar cel mai rău e ignoranța. Mă rog, vezi cum n-avem cuvinte sau nu ne chinuim foarte tare să le folosim. Deci noi zicem rău, era rău că nu dădea bani sau ignoranța era. Frigul e rău, întunericul e rău, deci avem cel puțin două feluri în care zicem despre lucruri că sunt rele. Unul, că sunt neplăcute, nefaste, nefolositoare sau invers strică, după aia ai lucruri alese de cineva care sunt niște acțiuni care strică și, mă rog, picăloșii. Da, ne place, nu știu. Generalitatea și nu știu, e clar că Scrooge din aia. Dar parcă nu e nici așa toxic. Da,
Care nu mergă deloc ca fiind. Din secolul 21. E unul prudent. Nu, nu, nu. Mai știți pe vreun capitalist în secolul 21 care să un antreprenor din ăsta, un finanțist, să aibă stilul de viață al lui Scrooge? Oh, oh. A, era unul să lăuda că mănâncă un sandwich și cine? Unul dintre granze. E în România? Nu, în România. Nu, dar n-avea timp. Nu știu. A, posibil. A, nu, din ăștia mari. Buffet, nu știu ce. Bine, mănânc, ce o, bea o cola și... A, da, Buffet. Mănânc sandwich, da. De, nu știu. Păi, na, tot cu o lingură mănâncă. Bun, și hai să trecem la cealaltă poveste de Crăciun. It's a Wonderful Life, filmul lui Frank Capra. Unde, ce să vezi, e tot vorba de un de o instituție financiară non-bancară și de un alt Scrooge, da? Teoretic, tipul acolo și poate să spună lumea că e că Scrooge ar fi Potter, dar de fapt rolul lui Scrooge, nu, dar de fapt rolul ăla e doar un concurent, da. Mm. Profesia în care este Scrooge era și tatăl lui Bill Bailey și sau George Bailey, cum? George Bailey. E și tatăl lui George Bailey și George Bailey după aia, când ia locul. Da, era bancher bun. E tot bun. Unul care dă bani cu camătă. Nu, ce vreau să spun e că e cămătar. Și George Bailey e cămătar. Da. Bancher. Nu e bancher. Vezi ce înseamnă nuanța, ce înseamnă terminologia? Nu e bancher. Nici el și nici Potter nu sunt bancheri. Pentru că dacă ții minte, el se duce cu banii la bancă. Unchisul. Când pierde banii, îi pierde în drum spre bancă. Uite, fii atent. Una este cel care umblă cu banii și dă împrumut și așa. Și banca este doar cea care ține banii, înțelegi? Da, dar nu e bancher. Da, eu, și el punctul poate... meu e că eu nu e bancher. El poate dacă era... ai nevoie de o bancă, când da, pe vremea aia... Că nu ești tu bancherul. Poate el era un fel de Glovo, doar intermedia... Nu intermedia, era firma lui de... Intermedia. era firma lui de împrumuturi potecare, chiar. Păi de ce se vorbește ca de un bank run? În articole pe miză. Pentru că apare o situație în care, deci, felul în care ei acordau împrumuturi ipotecare era luând bani de la alții din comunitate. Practic reinvestind aceiași bani. E ceva ce e puțin... E ceva ce e puțin neclar în felul în care își conduce afacerea Bill Bailey. Dar deci are ideea că are ca un fond de investiții practic acolo. El are ca un fond de investiții. El ce face? Pierde banii? Unchisul pierde banii, da. Cum îi pierde? Într-un plic. Pur și simplu, se duce să-i facă în ciudă lui Potter, că nu știu ce, și uită plicul la el în birou. Și nu-și mai aduce aminte unde l-a uitat. Și Potter îl păstrează. Care asta e de fapt... Agresiune. Asta e de fapt o agresiune, da. Dacă l-a uitat. Pentru că nu ți-a pentru că unul, nu ți-a transferat proprietatea asupra lui, da? Și doi, îl vrea înapoi. Adică mai târziu se întâlnește cu el și îi spune că îl vrea înapoi. Dacă îl vrea nici înapoi, măcar mai târziu. E, atunci e clar că nu e abandonat. Da. Da. E imediat în clipa următoare. Adică de la Potter se duce la biroul de la bancă și își dă seama că nu-i mai are. Și ăsta îl vede. Erau mulți bani într-un plic. Ca să poți să ai faliment din banii dintr-un plic. Dar și inflația, deci banii erau 8.000 de... Da, asta da, e ceva de... Dacă să vezi inflația, deci 1.000 cu e prima, la nu știu. Azi ar fi fost 800. E salariul pe lună la unui angajat la ASF. Ce vrei? Hai să vezi inflația? Păi nu, stai, nu căuta. Nu căuta că e inflația oficială. 8.000? Care așa de... Ce salariul la ASF? Cu care să-i speriem pe ăștia, nu? A, să vezi cât de mult s-a...
10.000%. Nu, da, cred că și prin 60, deci ăsta ai făcut în cât? Prin 40 ceva, nu? 47, da. Da, eu acum mă gândeam că dacă ăștia din vest la ora actuală ar deveni niște scuci cu toții, la revedere dezvoltare. În Asia de Sud-Est și în Africa. A, că mai consumte. Da, îți dai producă. Sau cum vor ăștia, sau ecologiștii, știi, să nu mai purtăm haine, știi? Așa de multe. Păi majoritatea aia din Bangladesh. Sunt fabrici întregi care fac tricouri și rochii. Ei au acum fabrici, au capital acumulat pe... pe cap de individ și totuși nu-și fac așa multe schimburi între ei. Sau... Nu, durează. Plus că e și statul care tot jecmește și din cauza asta durează și mai mult decât în mod normal. Da, e... Ar fi 1000, ar fi 126.000 wow. De dolari astăzi cât avea, care e într-adevăr o pierdere mare de cash flow de pe o zi pe alta înainte de Crăciun. 126.000 de dolari nu i-avea intru. Geanta. Astăzi, da. Bine, făcea aia. Poate i-ai pe card. Da. Sau pe un wallet. Nu dacă ar fi relevantă pentru libertatea mea. Sau mai zic povestea. Bine, îngerul ăla. El vrea să fie ucid de pe ce? Nu? Care ar fi relevanța? De ce au unii oameni impresia că e un critic, ar fi o critică, o antipatie? Pentru că ai de-a face cu strawman-ul ăsta al capitalistului. Da, care e hoț, e și hoț. Care de fapt e hoț, nu e libertarian pe de-o parte și practic cum să spun, orașul în sine care s-a dezvoltat datorită existenței acestui fond de investiții. Și apropo, uite, asta e un alt lucru care e de fapt un elogiu ascuns al pieții fără să-și dea seama. Acolo a existat concurență. Îți arată cum arătau lucrurile dacă George Bailey moare, îți arată cum ar fi arătat lucrurile dacă nu aveai concurență. Da? Erau mult mai rău. Dacă ai concurență, că Potter ăla îi făcea lui concurență. Da? Da. Dacă ai concurență, fac, dintr-o dată lucrurile sunt mai bune, prețurile sunt mai bune, dobânzile sunt mai mici, își permite să facă și un profit, adică e cineva care intră pe piață și rezistă chiar dacă nu vinde la prețurile alea mari. Da? Când zice Potter ăla, ok, faci caritate, dar nu cu banii. Și mă rog, asta e, deci e iarăși o idee din care ai viziune de asta socialistă, leftistă, artistică asupra, vai ce rău e capitalismul. De fapt e un mare strawman și dacă te uiți în jur, capă din nou momente din astea de, păi stai puțin că de fapt ăla e capitalismul, nu ce zici tu. Uite cum funcționează concurența pe piața liberă și așa mai departe. Potter era mână în mână cu statul, apropo. El primea monopol de la, nu mai știu de la cine, de la guvernator sau ceva de genul ăsta. Ar fi primit monopolul. Auziți, da, în viitorul luminos apropiat în care toată lumea o să aibă cât un AI, credeți că AI-ul o să răspundă după subiectivitatea lui sau o să-i răspundă adevărul? Pentru că ai putea să zici, doamne, oamenii nu fac efortul să înțeleagă tot fel de nuanțe, să explice, adică să zici, mă, ăsta nu e un capitalist, e un hoț, e altceva. Capitalistul este o chestie contabilă. Cum vei vrea tu? Vrei să fii după pățișera ta? Depinde de modelul care e programat la AI. Cine face AI-ul? A, deci dacă adică oamenii nu o să ceară adevăr,
Da, o să primească Gherbegini. Nu, da, ăsta apropo, este și adevărat și pentru piață. Da. Da. Piața liberă dă ceea ce vor, are ca rezultat ceea ce vor oamenii. Dacă oamenii nu vor adevăr, o să iasă Digi24 și alte nebuneli de astea. Antena 3, CNN. They're the same picture. Yeah. Dar auzi, Vali, nu te gândești că inteligența artificială tocmai ți infirmă Gherbegini? Nu. Nu? Așa ar trebui. Nu. Din contră. Păi dacă e mai inteligentă și gândește între timp. Păi de-aia nu e mai inteligentă. Asta e una dintre... Asta ar fi un strawman. Că inteligența artificială e mai inteligentă. Nu e. Păi nu e that's the point. Diferența specifică. Ea o ia la un moment dat începe nu, să... Nu. Tot un Google e. Da. Deci dacă ai... Tu doi proști acolo, e. Da. Ce mă gândeam la... Apropo de stilul tot de argumentare, că și Sanders când argumentează cu cozile, dacă nu seamănă cu poziția ta. Care? Când zici el, păi, faptul că există cozi în comunism, așa, înseamnă că există ceva. Da. Există produse la care... Bine, există speranța. Răspunsul tău poate fi na. Nu, dar chiar erau cozi la nimic. La ce o să bage? O coadă înseamnă tocmai că nu există oferta, știi? Nu. Asta zic că e impropriu spus că există ceva. Există speranța la ceva. Asta e coada. De asta ai coada. Există speranța să... Nu, strict vorbind de la dreptate că există ceva. Adică primii iau câteva pâini sau niște lapte. A existat ceva. Pe primii, da. Aia după aia care rămân la coada. Adică atunci când se făcea coadă pentru că ai auzit că se bagă pui sau că se bagă carne. Și zvonul era poate... E asta, era speranța că există ceva. Atunci că e pus să nu fi produsul. Așa și la zvonul. Așa și la robinetul de bani. Câteodată n-ajungea camionul. Deci eu am fost cu mama la Zimnicea. Zimnicea era, nu știu, față de Alexandria, e aproape de 100. E departe, da. Că auzisem că se bagă pui. Și nu s-a băgat. Deci noi am mers până la Zimnicea, cu trenul și ne-am întors. Deci ca să vezi din velu când zici că, uite, ce făceau comuniștii, nu o să mai fac. Îmi spun și o întâmplare din copilărie. În Târgu Jiu erau cam vreo, în zona mea de oraș, am vreo 4 centre unde se băga pâine. Și noi stăteam cu acelalți care stăteau la coadă, pur și simplu. Era pe cartelă pâine. Dar nu știi dacă bagă și unde bagă, știi? Și de obicei băga la 2-3 centre din astea și se termina, cine apuca, cine n-apuca, rămânea fără pâine. Noi copiii stăteam, știam unde e fabrica de pâine, ne uitam pe mașină și pe aia alergam pe niște scurtături, pe niște cartiere, știi? Ne pune bine. A, vezi că n-am luat curbă. Ne întorceam înapoi că se ducea în altă parte, știi? Alergam așa până nimeream unde băga pâine. Deci așa era. Ăștia adevărății cercetași. Da, așa. Ai duci în 7 cai. A, și ajungeai, adică. Da. Deci, nu chiar înaintea mașinii, dar ajungeai. Alergam, știi cum? Mai țineți minte coada aia? Da, am văzut noi oricum coada era trafic, pâine. Deci mașini pe stradă erau la două. La Sibiu, nu? Deci la coada Sibiu. La pâine, frate. De... 20 de oameni erau, nu? Mai mult, la 10. Coada la pâine. Dar am impresia că era mai fisticie, mai... Da. Nu părea, părea o pâine mare pe vatră. Un pavet mai mare, dar mă rog. Da, cred că erau nostalgici, poate, exact. Nu, cred că era avea ceva. Așa cum gândit. Oamenii nu aveau altceva de făcut. Capitanul stai la premiera Star Wars, știi cum stăteau în America cu poziția de kilometrice. Da. Păi da, dar asta era la premieră, că e un lucru care se întâmplă o singură dată. E prin definiție mai rar decât celelalte. Premiera. Da, premiera. Da. Acolo problema nu e că că se termină Star Wars, știi? Nu stăteau oamenii la coadă că se termină Star Wars. Nu, mai e un film și peste o oră și peste două. Are timp toată lumea să-l vadă. Nu cred că a existat cineva care a vrut să meargă la film, în istoria mersului la film și n-a apucat că a fost tot timpul sold out și nu... La teatru, da. Nu face parte din oferta, ai putea spune, Vali, nu? Că oferta înseamnă că sunt substituibile bunurile servicii. Premiera e premier. Exact. De, deci ar trebui, mai multe săli, mai multe săli de cinema care să gâzdească premiere. Păi și asta
Asta mai fie coadă. Nu, no, că fac special. Păi, capitaliștii sălbatici fac special. Da, da. Îți fac și a doua primieră. Îți dai seama că sunt bani mai mulți la aia care e prima. Tu zici nu, că nu? Să le dea drumul în același timp. A, păi. Nu era nu singur, e primieră din aia la toate, știi? Nu mai duce nimeni. Nu, 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 nu. Probabil că nu e economic fezabil, știi? At, acum e digital, trimis fișierul, la revedere. Ar putea fi. Păi. Eu cred că chiar aș fi mirat să aflu că nu s-a întâmplat. Adică pentru premieră, unii erau în stare să dea și de 3-4 ori prețul biletului, doar ca să intre. Da, da. E să fii specializat sala aia, numai premiere, frate, dau aici. Dar care te lauzi la prieteni? Care se zice? Nu, nu, nu. Ideea este să nu vină să spună cineva ce se întâmplă. Atunci îți face spoil. Asta ar fi o variantă, deci, dar mai e lumea viața. Care pur și simplu vrea pentru statut să se ducă la da, premieră. Da, e o chestie, da, ca și cum mai aveam. Da. Bun. Astăzi toată lumea așteaptă review-ul de pe YouTube. Da. Nu cred că te simți și tu bine. Că ai văzut premiera, dar te simți bine și că te percep alții ca ce șmechere, nu? Te simți bine că alții n-au prins ca tine. Premiera. Nu zic, te simți bine că alții te... Ba bine, să zicem, sau te ca... Sal dracu, s-a dus dat. Eu mă uit pe... Nu știu ce, pe... Pirații? Asta nu mai premieră. Păi nu știu, mai avem. No, dacă nu... Vinul dacă s-a nu ne apucam să vorbim despre Revoluție, a zici că și ca să nu întristăm ziua, poate nu vorbim. Deși cumva așa, decembrie e legat în istoria, în subconștientul românilor de ce s-a întâmplat în 89. Nu știu zi, dacă... No. Altă dată poate facem o emisiune specială despre Revoluție și avem o altă ocazie. Pentru Alex Chiriac, Gabi Munteanu, Costel Stavarache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost Todi. Vă mulțumim pentru răbdarea și atenția și încurajările pe care ni le-ați trimis pe parcursul anului. Vă urăm Crăciun fericit. Să sperăm 2024 mai bun pentru toată lumea. E mai liber. Crăciun fericit. VLLC. Thank you.